Horia Tăcău, cum te-ai descurcat în perioada aceasta pandemică? Ce ai făcut acasă în perioada în care am fost consemnați la domiciliu? Cu ce ți-ai ocupat timpul? Da, multă lume m-a întrebat cum am trecut peste această perioadă, pentru că percepția este că un sportiv de performanță e aproape terminat în această perioadă, că nu se poate antrena, nu poate performa, dar contează foarte mult în ce perioadă a carierei ești și cum te simți. Iar pentru mine această perioadă de pauză, cum am luat-o, a fost foarte benefică. Aveam nevoie de un pic de pauză, de odihnă, de vindecare. Jucam de câțiva ani cu o accidentare care a recidivat. Nu eram bucuros așa de forma fizică, inflamația era încă acolo. Am un partener, insista să jucăm când mă simțeam mai bine și cumva nu-mi luam niciodată pauza necesară să mă vindec. Și acum, cu această pauză, am fost forțat să stau cu minte, să nu mai joc o perioadă și simt că corpul s-a vindecat, piciorul s-a vindecat și cumva am luat această perioadă ca o odihnă, o vindecare și o conectare cu lucrurile pe care le-am amânat în toți acești ani. De exemplu, ce ai făcut în perioada asta? Știu că citești foarte mult. De exemplu, să vorbesc cu familia mai mult, să vorbesc cu prietenii mai mult și să vorbesc cu adevărat. Să vorbesc. Adică nu, pentru că nu eram la turnee, nu mai vorbeam despre ce faci, ai câștigat, ai pierdut, cum ești, ești bine, cum e în Miami, chiar discutam despre noi, cum ești în perioada asta, ești bine, ești bucuros, ce gânduri ai. Practic multă lume și-a redescoperit familia acum, ce ai descoperit tu despre familia ta? Da, că mi se face dor de ei, sunt părinți care mă pot sfătui oricând despre orice, care mă ascultă. Mi-a fost dor de ei, mai ales că nu i-am văzut în aceste câteva luni de izolare. Și da, acolo s-a reluat o comunicare și o atitudine între noi de care mi-a fost dor în toți acești ani, pentru că eram mereu plecat. Deci mereu fiind plecat în turnee, discuțiile erau, ai ajuns, ești bine, când joci, te doare piciorul, pare rău că ai pierdut, succes la următorul, adică cam astea erau discuțiile. Acum, nemai având activitatea asta, o perioadă, discutam despre cum ești, cum te simți, ești fericit, nu știu, ai nevoie de ceva, ești bine, zilnic. Și asta a fost foarte benefic pentru relația dintre noi. Și ești fericit? Da, da. M-am bucurat de această perioadă, mă bucur în continuare, trăiesc așa o stare de bucurie. În continuare am făcut sport și mi-am dat seama că când iubești sport, tu poți să-l faci și în 2 metri pătrați în casă și e suficient, ceea ce am și făcut. Bineînțeles, păstrând proporțiile, motivația era mai mică să mă antrenez între 4 pereți decât cum aș face pe un teren de tenis. Dar îmi făceam antrenamentul de menținere, aveam o stare de bine, o energie bună și asta am făcut-o în toată această perioadă. Mai ieșeam să alerg pe lângă parc, pe unde puteam, deci cumva activitatea competițională s-a oprit, dar activitatea sportivă nu, pentru că în continuare puteam să fac o mișcare fizică în fiecare zi. Și asta nu era o scuză să nu mă mai antrenez sau să fim nemulțumiți de faptul că nu ne putem antrena, pentru că un fel de mișcare se poate face și în casă. Ești printre puținii care spune că în perioada pandemică este fericit, dar totuși tenisul a suferit în perioada asta. Ce se schimbă în tenis? Ce ai înțeles despre noile reguli? Înțeleg că ar putea să aibă de suferit foarte mult tenisul la dublu. Da, încă nu sunt foarte bine stabilite aceste reguli. Sunt niște idei, știm că vom juca fără spectatori în prima fază, în prima etapă. Știm că organizatorii nu vor mai activa un staff foarte mare ca să se ocupe de noi on-site. Tablourile de concurs s-au micșorat și asta afectează tot jucătorii și jucătorii de simplu care sunt în doua parte a clasamentului, dar și tabloul de dublu s-a micșorat. Există riscul ca
această perioadă să dureze mai mult timp. Și aici tenisul are de pierdut, jucătorii au de pierdut. Și odată cu jucătorii au de pierdut și stafful din jurul lor, antrenori, preparatori, fizioterapeuți. E un întreg sistem care se bucură, se hrănește din această activitate și sunt mulți care au de suferit în această perioadă. Înțeleg și asta. Dublu se va ține? Tenisul la dublu va avea loc? Pentru că acolo trebuie să fiți în echipă. Da, da. În prima fază, tabloul competițional va fi mai mic, va fi redus. De exemplu, la US Open, care se organizează la sfârșitul lunii august și ei vor în continuare să-l organizeze în momentul de față, tabloul s-a redus de la 64 de echipe la 32 de echipe. Deci 32 de echipe, 64 de jucători nu pot participa, care normal participau, cu antrenor, cu fizioterapeut, cu preparator, cu tot stafful lor acolo. Dar nu s-a discutat despre renunțarea la jocul de dublu, doar a micșorarea tabloului. Bineînțeles, ei ne sfătuiesc, nu vă mai îmbrățișați, nu vă mai pupați, nu vă mai dați mâna atât de des, dar e destul de greu de făcut, că face parte din jocul de echipă, conexiunea asta și conectarea cu partenerul. Dar na, sper eu ca în timp să se dovedească că aceste norme stricte cumva sunt de folos și putem trece la etapa următoare de a reveni la normalitate. Particip la US Open? În momentul de față nu știu, pentru că situația e destul de neclară, de instabilă. Și în America și cu US Open-ul avem informații că ei se pregătesc să organizeze cu tot ce pot. Condițiile sunt foarte extreme. Va fi un fel de un sat olimpic la o scară mult mai mică. Te duci, stai numai în hotel, din hotel ești transportat la teren, joci meciul sau te antrenezi și imediat înapoi. N-ai voie să stai la teren prea mult, ai voie să-ți iei doar o persoană din staff cu tine la teren. Și atunci de ce zici că nu știi dacă participi? Pentru că sunt multe întrebări la care nu am primit răspuns. Ce se întâmplă dacă izbucnește o stare de urgență în America în timpul turneului? Au grijă de noi, ne cazează, ne oferă servicii medicale, au grijă să putem pleca acasă, toți. Vorbim de sute de jucători și staff. Sunt întrebări la care nu au avut un răspuns foarte clar și atunci nu știm. Nu știm dacă se va putea călători. În momentul de față sunt țări care sunt în lockdown. Nu se poate călători adică se poate călători din Brazilia, din India. Tu poți călători în America, dar dacă intri în izolare acolo sau dacă intri în izolare când pleci din America înapoi la tine acasă sau în Europa la următoarele turnee, atunci e o problemă. Nu vrei să fii blocat în izolare într-o altă țară pentru nu știu cât timp. Deci sunt multe întrebări în aer la care nu avem răspuns și atunci cumva nu suntem siguri de prezența noastră acolo. O parte din mine, normal, partea de jucător, își dorește să mai participe la un US Open. Ales că ai un Grand Slam acolo. Da, bineînțeles, e un vis să particip la US Open și să trăiești acea experiență din nou. Și să mai ai un Grand Slam. Da, dar nu știu dacă în condițiile astea, nu știu dacă dacă se merită, știi? Dacă cu orice preț mergem acolo. Știi? Și atunci, deocamdată, suntem într-o stare de observare și încă observăm ce se întâmplă. US Open-ul și după US Open urmează circuitul de zgură din Europa, cu turnele de la Kitzbühel, Madrid, Roma și Roland Garros. Cam tot calendarul ăsta a fost un pic afectat de ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni cu Adria Tour, cu jucători testați pozitiv, care nu au respectat normele de izolare. Adică e o nesiguranță în momentul de față în circuitul de tenis și sunt decizii uriașe de luat și pe care deocamdată le amână. Și încă vedem. Vom vedea ce se întâmplă cu ei. Ai pomenit de Adria Tour. Ce părere ai? Unde s-a greșit acolo? Până la urmă, Djokovic a fost confirmat pozitiv și a cerut și scuze pentru ce s-a întâmplat acolo. Părerea ta care este? Știu că n-ai fost invitat, deși s-a jucat acolo la dublu.
Sincer, mi-a plăcut ideea. Aș fi vrut ca evenimentul ăsta să se încheie curat, ca să demonstreze că se poate relua o activitate sportivă cu norme, nu s-a bolnăvit nimeni. În continuare, cred că persoanele vulnerabile sau situațiile vulnerabile, vorbesc și de familie, că nu e doar o persoană, dacă eu stau cu familia și nu sunt vulnerabil, mă duc eu și mă duc la Adriatur și pe aia mă întorc acasă, la ei mei care sunt vulnerabili. Deci trebuie multă responsabilitate și cumva îmi doream să văd că se revine la o normalitate treptat. Cred că acolo s-a întâmplat un pic prea devreme, prea mult, prea multe persoane. Dar ai văzut, printre spectatori, nimeni nu purta o mască. Efectiv, da. Nu se purta mască. Oamenii se îmbrățișau. Până și Djokovic a fost în acele petreceri unde nu se purta mască, unde lumea era foarte multă, era o aglomerație incredibilă. Și toate astea ai văzut la ce au dus. Crezi că au fost niște măsuri, sunt niște măsuri prea aspre sau ce se întâmplă acum, ce pomenește în US Open sau Roland Garros, sau sunt niște măsuri pe care trebuie să le ia tenisul mondial ca să treacă de această perioadă? Consider că sunt niște măsuri care trebuie luate pentru tenisul mondial ca să se reia activitatea treptat, ca să putem reveni în turnee. Avem nevoie de zero cazuri în evenimente și pentru asta e nevoie de anumite norme. Dar recunosc, mie mi-a plăcut un pic din atitudinea lor de a zice, știți ceva, noi iubim sportul, vrem să facem sport, suntem tineri, suntem sănătoși și o ducem mai departe. Reluăm viața aproape de normal. Dar bineînțeles, când tragi linie și ies cazuri de acolo, poate a fost o idee prea... N-au respectat normele prea devreme. Și asta e. Dar clar, când organizezi un astfel de eveniment cu public, cu un public atât de numeros, clar, atitudinea ta este de... Vrem să facem din nou sport, vrem să oferim publicului spectacol, vrem să oferim lumii spectacol și vrem să ne reluăm viața normal. Și nu vrem să fim izolați în casă, nu vrem să... Clar, aia a fost atitudinea. Probabil, la o scară mai mare și pentru circuitul profesionist, nu a fost un lucru atât de bun pentru că s-a ajuns la atâtea cazuri de acolo. Nici nu știu numărul de cazuri, nici știu dacă cineva s-a îmbolnăvit mai grav sau mai puțin grav. Știu că din jucători, ok, au fost pozitiv, dar sunt toți bine, n-are nimeni nimic în afară de o greață și o stare de disconfort, n-are nimeni nimic. Nici Djokovic? Da. Da, și atunci cumva la un moment dat îi speram să se reia activitatea, dar asta e un exemplu care ne arată că trebuie să o facem treptat și nu trebuie intrat direct într-o scară mai mare, pentru că nu afectează doar Belgradul și Serbia, afectează tot circuitul. E vorba totuși și de Djokovic. Cum crezi? Imaginea lui a fost șifonată, a avut de suferit ca urmare acestui scandal? Pentru mine nu. Pentru mine nu, că intenția a fost bună. Intenția lui a fost bună. A fost un eveniment care a arătat bine, care ne-a făcut pe toți să ne reamintim de tenis. Fanii tenisului erau nebuniți. Da, un pic prea devreme cu prea multă lume. Și normele sunt făcute cu un anumit motiv și poate s-a grăbit acolo. Ok. A avut și niște declarații, mă rog, nu știu dacă au fost scoase din context sau au fost asumate, în care vorbea despre faptul că nu s-ar vaccina, de exemplu. La un moment dat se vorbea despre faptul că soția lui Djokovic a publicat pe Facebook ceva care semăna teoria conspirației că acest virus ar fi fost provocat de 5G. Tu ce părere ai?
Nu am suficientă informație clară ca să-mi fac o părere. Am ascultat diferite păreri. În prim instinct și sentiment, nu știu cum aș fi de acord cu o vaccinare obligatorie. Dar, cum am zis, e de aprofundat și de gândit mai bine. Fiind o situație fără precedent, n-avem un model, n-avem repere și încă observ și încă aștept să văd ce se întâmplă. Deci deciziile nu se iau acum, deocamdată analizez, încerc să-mi iau și eu informații relevante de unde pot. N-am urmărit foarte mult presa în ultima perioadă pentru că am bombardat de tot felul de informații și mă încărcam, mă storceam de energie citind tot felul de păreri. Și atunci am simțit că e mai bine momentan e mai bine de așteptat. Eu îmi iau măsurile mele momentan și vedem ce se întâmplă în viitor, în următoarele săptămâni. Ce înseamnă măsurile mele? Ce faci? Eu sunt atent cu ce fac eu. Să mă dezinfectez, să port masca când intru în spații publice în interior. Niște măsuri de bază. Adică am grijă de un minim de măsuri. Și cumva cer lucrul ăsta și de la cei care sunt în jurul meu, dar deocamdată atât. Dacă, să zicem, într-o situație ipotetică, se ajunge la următorul caz, e un US Open, un Roland Garros sau Australian Open și jucătorii de tenis sunt obligați să se vaccineze pentru a participa. Care sunt pașii tăi? Ce faci tu? Nu știu, chiar nu m-am gândit la asta. Nu m-am gândit. E o întrebare bună. O întrebare bună pentru că în momentul ăsta, fără informații, fără cunoștințe, vaccinarea nu e opțiune pentru mine. De aceea, n-aș participa la următorul Grand Slam dacă mi s-ar impune asta, fără să am suficientă informație și... Ce înseamnă suficientă informație? Modele de test, că este un test ok, că nu sunt efecte secundare, că nu știu, toate informațiile pe care le-aș putea primi și atunci mi-aș face o părere. Hai să vorbim un pic de viața noastră înainte de pandemie. Și de viața ta când ai început tenisul profesionist. Spune-mi, te rog, despre experiența ta la Academia din Statele Unite, la boletierii. Deci eu, din ce am înțeles, a fost o experiență unică. E un fel de cazarmă acolo unde pe voi vă transformau din talente în adevărate staruri ale tenisului. Și știu că Serena Williams, Agassi, aceștia au fost niște, inclusiv tu, produse ale acestei academii. Pe lângă asta, vreau să-mi spui și să mă lămurești de ce în România nu se poate așa ceva. Mă rog, la o scară mai redusă. Da, e un loc special. Boletierii a fost prima școală de tenis de acest gen. A început cu 4 terenuri și un antrenor cu o viziune. De fapt, nici nu era antrenor la momentul ăla. Nick Boletieri n-a jucat tenis. Nu știa tenis. Motivator foarte bun, un tip inteligent care a învățat despre tenis și în timp s-a specializat lucrând cu sute mii de copii și având atât de multe cazuri, s-a specializat foarte bine. Adică eu când am ajuns la prima dată la școala de tenis Boletieri în 1999... Aveai 14 ani. Aveam 14 ani. Am fost într-o perioadă de test să văd cum e cineva, un bun prieten al familiei mi-a oferit această experiență să merg o lună de zile la Boletieri. Am văzut ce e acolo. Eram într-o grupă oarecare cu sute, zeci de copii. După un an m-am întors cu bursă.
Deci, cumva... Te-au văzut cât de bun ești și au zis că îți plătesc? Nu acolo, mă știau de acolo, dar eu mergând și participând la turnele internaționale de 14 ani, am fost recrutat de un scouter al unei agenții de management sportiv care patrona Academia Boletierii și m-au chemat acolo. Toate cheltuielile fiind acoperite de ei. Da, a doua oară, deci prima oară când m-am dus, mi-a oferit experiența aceasta un prieten al familiei și a doua oară m-am dus pe bursa lor. Deci dacă e talent, se poate și fără banii familiei în tenis. Da, da. Categoric. Cei care renunță din cauza asta înseamnă că nu cred suficient sau nu au încercat suficient. Bun. Situația sau condițiile de acolo erau de cazarmă? Cazarmă sună prea dur. Era o școală de tenis cu un campus, dar pentru că ai atât de mulți sportivi, la momentul respectiv eram vreo 400 de sportivi care erau cazați acolo, plus alte câteva sute care stăteau prin jur și veneau doar la sport. Dă-ne cele mai cunoscute nume, Serena Williams, Nishikori, parcă. Când mergeam eu acolo, surorile Williams, erau amândouă acolo, Tommy Haas, Max Mirny, Xavier Melis, Maria Sharapova, Elena Jankovic, ăștia erau grup acolo, deci ne antrenaveam, aveam trei terenuri de top, spuneau ei, unde se antrenau profesioniștii și acolo ne mixam între noi, cu antrenorii noștri. Dar ce fac ei acolo deosebit față de alte școli de tenis? Îți oferă specialiști pe fiecare aspect din jocul tău, specialist pe pregătirea fizică, care să-ți facă ție un program personalizat pentru tine, un mental coach care face același lucru, un antrenor de tenis, un antrenor de serviciu, lovitura de serviciu, adică au o grămadă de profesioniști care stau acolo tot timpul și după aceea mai au antrenori care călătoresc cu sportivii. Ei iau sub... iau în această agenție de management sportiv, recrutează talente tinere, iau cam cei mai buni de la fiecare categorie de vârstă și în timp, 2, 3, 4 ani, se trează și rămân doar cei mai buni din cei mai buni. Își permit lucrul ăsta, că au de unde și după aia rămân și menegeriază pe cei puțini care merg spre topului. Mm-hmm. Și tu ai rămas la ei? Eu am stat 5 ani, am avut un contact pentru 5 ani, după care s-a încheiat contractul și mi-am găsit o altă echipă tot în America. Deci contactul meu s-a încheiat după 5 ani, am stat la Academie 3 ani jumate, după aia mi-am găsit alt... Ei nu te restricționează să te antrenezi doar acolo. Ei îți finanțează antrenorul și dacă alegi în altă parte. Și eu am rămas pe total 9 ani în Florida să mă antrenez. Dar a fost o experiență minunată la 14 ani, că am avut ocazia să ajung într-un mediu de profesioniști în care să învăț ce înseamnă profesionalismul. Să înveți de la mic dejun până la încheierea de după activitatea sportivă, la a locui singur, de a avea grijă de spațiul tău unde locuiești, de a te odihni. Dacă rămâneai în România? Cu siguranță nu învățam același lucru atât de repede. Nu știu cum ar fi fost, dar atunci a fost o schimbare mare, un mic șoc când am ajuns acolo, dar pentru că îmi doream atât de mult să fac tenis, să joc tenis și să rămân acolo, adică să fiu în continuare. Pentru că dacă eu, nu știu, eram lene sau nu aveam grijă, nu dădeam efort la antrenamente sau nu aveam grijă de mine, ei după un an sau după 6 luni întrerupeau contractul. Pentru că puteau face asta. Ei îți ofereau această șansă, dar în același timp îți cereau efortul, atitudinea ta și implicarea ta. Bun, și în România de ce nu e posibil așa ceva la scara noastră? E posibilă. Bineînțeles că e posibil. Oricine poate să o facă. De ce nu se face? Nu știu. O faci tu? Poate voi face eu. Îmi doresc să mă implic în partea asta de educație prin sport și o școală de tenis în care să aduc toate cunoștințele astea acumulate în atâția ani de activitate
acumulate și pe care încă le acumulez, pentru că în continuare în turneele mele la 35 de ani încă merg și învăț, încă trăiesc experiențe, încă învăț cum să gestionez o accidentare și cum să revin după o accidentare și cât de repede pot și cum să cum trebuie să schimb antrenamentele, să fiu mai productiv cu un antrenament mai scurt, fizic, mental, emoțional, adică sunt tot timpul provocări care mă activează și asta mă și ține în priză și vreau să mai joc încă câțiva ani, cât pot. Dar mi-ar plăcea, la un moment dat, când activitatea mea sportivă se va schimba și se va modela către o activitate de educator, antrenor, organizator al unei școli, poate deocamdată se așează aceste gânduri în mine și acest vis se așează din ce în ce mai mult. Dar dacă ar fi acum să mă gândesc la un loc unde m-aș duce cu pasiune să-mi desfășor activitatea cu drag, asta ar fi în domeniul ăsta. Și crezi că sistemul educațional din România îți va permite, te va ajuta în vreun fel? Ce părere ai despre școala românească? Școala românească m-a înțeles și m-a susținut să pot să fac sport. Am fost la școala generală din Constanța, unde profesorii nu numai că m-au înțeles că eu merg la tenis și chiar merg la tenis, merg să mă antrenez, că adică dacă nu merg la ore, mă găsiți pe terenul de antrenament, nu mă duc la plajă sau în altă parte. I-au înțeles asta, au văzut asta în mine, m-au înțeles cu programul și m-au ajutat cu lecțiile să pot continua să fac și școală și tenis, pentru că în familie trebuia să le fac pe amândouă. Nu era doar ok, tu joci tenis, școala las-o baltă. Nu, dacă vrei să faci și tenis, trebuie să le faci pe amândouă. Și atunci depinde de tine să depui efortul necesar. Așa că dai drumul la treabă. Și le-am făcut pe amândouă. La un moment dat, când activitatea sportivă a trebuit să se intensifice, a trebuit să plec mai mult și a trebuit și mai multă înțelegere din partea profesorilor. A urmat educația la liceul sportiv din Constanța, unde din nou am avut înțelegere să-mi desfășor activitatea și înțelegere când mă reîntorceam la cursuri să-mi pot da examenele atunci. La fel și cu facultatea de sport din Constanța. Deci sistemul pe mine m-a ajutat să-mi desfășor activitatea. Adică eu n-am de ce să mă plâng, pentru că dacă aș fi dat de opoziție, neînțelegere și poate n-aș fi fost azi aici, poate n-aș mai fi jucat. Dacă întâlneam niște profesori care nu înțelegeau acest vis al meu, că eu vreau să-mi fac o carieră în sport, vreau să și învăț, că tata m-a învățat de mic, că un sportiv mai inteligent, mai educat, mai disciplinat e un sportiv mai bun. Și un elev mai, știu și eu, cu o capacitate de efort mai mare și cu mai ambițios și cu voința din sport, e un elev mai bun și se combină. Dar dacă n-aș fi avut înțelegerea asta din partea profesorilor de-a lungul timpului, poate mi-ar fi fost greu. Poate mi-ar fi fost mai greu să merg să-mi fac activitatea de sport, poate mi-ar fi fost mai greu să iau decizii. Ce fac acum, unde îmi duc atenția mai mult. Deci am primit înțelegere și sunt recunoscător pentru asta. Uite, foarte multă lume se plânge. Nu știu dacă ești înconjurat de părinți români cu copii. Presupun că ai auzit de multe plângeri în privința sistemului educațional, în privința școlii din România. Și este surprinzător că tu zici că te-au ajutat. Ceea ce e bine, înseamnă că până la urmă omul sfințește locul. Dar sistemul în sine, despre el, ce părere ai? Din nou, cunosc prea puțin sistem punctual, cum e sistemul din România de învățământ, ca să fac o părere și să vin cu un răspuns. Însă ce am învățat eu în toată activitatea mea e că trebuie să-ți asumi responsabilitate pentru ce faci tu și dacă vrei mai mult, caută mai mult și nu știu, învață mai mult, caută informații, du-te la altă școală, du-te
Adică o atitudine proactivă te ajută. O atitudine pasivă în care stau aici și mă plâng de sistemul educațional și nu fac nimic, nu duce nicăieri. Decât duce la o stare de disconfort pentru mine, o tensiune și în partea altă nu se rezolvă nimic. Dacă simți, simți că vrei mai mult de la sistemul educațional, să fii mai, să faci schimbările pentru tine, să vrei mai mult pentru tine și probabil să, dacă chiar așa este cazul, să fii vocal și să mergi înainte până schimbi lucrurile așa cum vrei. Crezi că românii sunt plângăcioși din fire? Pentru că tu ai călătorit foarte mult, ai văzut cum sunt și alte popoare. N-aș spune că sunt mai plângăcioși decât alte popoare. Doar că în alte popoare am conștientizat că acționează un pic mai mult. Adică, ok, ne plângem, dar mergem și facem. E o atitudine care nu m-a ajutat în sport să mă plâng că nu am aia, că nu am aia și că să aștept să pice din cer un ajutor din partea cuiva. Sport a învățat să acționez pentru mine și dacă vreau ceva să mă duc și să-mi găsesc specialiști, să-mi găsesc sponsor, să-mi găsesc turnee, de toate, parteneri de dublu, adică totul se rezolvă prin energia asta acțiunii, nu prin a plângerii și a pasivității. Uite, tu vorbești de faptul de a fi proactiv și ești unul dintre cei mai titrați sportivi români, cel mai titrat, practic, tenismen, pentru că ai 3 Grand Slam-uri la dublu. Acum, în momentul în care un sportiv din tenis câștigă un asemenea trofeu, în zona publică, în România, se discută despre cât de mult l-a ajutat pe sportivul respectiv statul. Și eu vreau ca tu să ne explici acum. Statul trebuie să ajute, este obligat să-l ajute pe un sportiv de talia ta sau nu? Unde este echilibrul acela? Te-ai simțit vreodată trădat de statul român că ai avut nevoie de un bilet să pleci undeva și nu ai avut bani? Sau te-ai descurcat pe cont propriu? Nu, nu simt asta, n-am niciun fel de tensiune pentru statul român. N-a fost tot timpul așa, au fost și perioade în care așteptam ajutor, mă plângeam că n-am ajutor, dar nu m-a ajutat la nimic. Și atunci s-a schimbat toată atitudinea, pentru că m-am schimbat eu. Consider că statul ar putea face mai mult pentru a se folosi de noi, de rezultatele noastre, de ce am făcut, de ce suntem, de să se folosească mai mult de noi ca să să promoveze, nu am nevoie de promovare din partea statului român. Să promoveze statul. Să promoveze sau orice altă strategie ca să-și facă treaba de a susține cât mai multă lume să facă sport. Când vorbim de sport acum. Ca să poți să ai terenuri, să ai locuri unde te poți duce să faci sport și să nu depinzi de, nu știu, să plătești prea mult sau să nu existe. Dă-mi un exemplu când ai avut vreo inițiativă în legătură cu asta și te-ai lovit așa, fie de o reticență din partea statului, fie de o nepăsare sau pur și simplu ți s-a spus nu. N-am avut, pentru că nici nu m-am dus cu ceva, nu știu, cu vreo propunere sau vreo idee, nu s-a întâmplat. Dar consider că în acest moment, mai ales în tenisul românesc și nu numai acest moment, în ultimii ani, eram într-un trend în care s-ar fi putut face mai mult, clar. Dar eu nu pot să mă plâng pentru asta, pentru că nu m-am dus eu cu inițiative și mi s-a spus nu și atunci s-a încheiat. Nu, adevărat, asta nu era treaba mea. Deci, treaba mea era să-mi văd de activitatea sportivă. Eu, ca sportiv,
cea mai mare nevoie de ajutor o aveam când eram copil, când începeam și sunt acei ani de lua decizii, de te construiești, te formezi ca și jucător. Și afară de familie ai avut ajutor din partea statului, a sistemului? Da, într-o anumită măsură, da. Adică puteai antrena la Federația de Tenis, aveai terenuri acolo, aveai... și echipament să te antrenezi. Un sportiv care e, care se dăruiește sportului, un copil care vrea să facă și așa, vezi că e primit. E primit de federație și e încurajat acolo să facă. Bineînțeles, la un moment dat ai nevoie de mult mai mult. Ai nevoie să-ți plătești antrenori, să-ți plătești turnee, ai nevoie de finanțare. Dar... Și? Ai primit finanțare? Finanțarea mi-am găsit-o pe cont propriu. Da, din echipa... Când spun echipă, mă refer la familie, la tatăl care era implicat așa dintr-o poziție din spate, așa de organizator. Acea plasă de salvare, dacă e vreo situație... dificilă, antrenor, câțiva oameni la care mergeam pentru sfaturi, cum un Andrei Pavel, care tot din Constanța, a crescut pe aceleași terenuri, un sportiv, jucător, om pe care l-am admirat și care și cu care puteam oricând, avea el deschiderea să mă primească oricând să îi cer un sfat și asta m-a ajutat enorm. Și numai că m-a ajutat atunci, dar mi-a și învățat care e cursul activității. Deci tu înveți ca să trăiești, ca să activezi, să joci și și după aia dai mai departe, împărtășești. Ăsta e cursul natural al activității, nu numai în sport. Că suntem în zona asta a copilăriei, care sunt cele trei sfaturi pe care le-ai dat, de fapt, să zicem altfel, top trei greșeli ale părinților care au niște copii cu talent și care fac sportul tău? Pe primul loc aș pune aglomerarea cu prea multe activități prea devreme. Dacă vorbim de tenis aici, tenis mult prea serios la o vârstă mult prea fragedă. Adică multe ore de antrenament, tenisul e o joacă la început. Tenisul trebuie să devină serios 13, 14, 15 ani, adică atunci când îți dai seama că asta vrei să faci și ți-ai dezvoltat niște calități motrice, poate făcând și alte sporturi, ai și o viață socială ok, că ești copil, ai nevoie de prieteni, să ai și o relație bună în familie, susținere, și atunci, pe fondul ăla, dacă tu ți-ți place tenisul și vrei să faci asta, atunci trebuie să te dăruiești maxim. Și pentru asta trebuie să fii proaspăt și fizic și mental. Adică dacă tu ai fost încărcat de la 7 ani la 12 ani și la 13 ani, tu nu mai vrei să vezi tenis la 15 ani. Dacă ai norocul și nu ai vreo durere sau vreo accidentare deja. Deci nu aglomerați copiii prea mult, prea devreme. Fără presiune. Adică susținere, bucurie, aveți grijă să se bucure de experiența sportivă, aveți grijă să fiți și voi bucuroși de experiența lor sportivă, pentru că ei simt. Eu sunt copil și dacă părintele vine și mă duce la sport cu stres și cu presiune, eu simt asta, nu? Chiar dacă nu îmi spune nimic. Și atunci asta creează teama de a nu performa pentru părintele tău, că vrei să-ți mulțumești părintele, și din teama aia se naște lipsa de încredere. Deci foarte important ca să te dezvolți în orice sport, numai în tenis, să fie mai multă susținere, atenție, dragoste decât presiune. Pentru că presiunea asta în copil se traduce prin teamă. Că e frică să nu performeze la nivelul așteptărilor părintelui. Și atunci
din teama asta se naște această lipsă de încredere. Care lipsă de încredere poate rămâne acolo pe viață, când atunci se formează, în acei primii ani. Deci am zis să nu aglomerați programul prea devreme, să nu puneți presiune. Uite, că suntem tot, te mai gândești și îmi zici după aia, da. Greșeala numărul 3. Ai fost de 3 ori în finală la Wimbledon. Deci de 3 ori, nu? Da. Greșesc? Și ai pierdut de 3 ori finala. La rând. La rând. Deci e o performanță, s-a mai întâmplat cuiva în tenis mondial, povestea la un moment. S-a mai întâmplat să pierde 3, dar nu 3 la rând. Nu 3 la rând. Deci ce mentalitate și cât de puternic pe interior trebuie să fii ca în a patra finală să o câștigi? Asta a fost lecția mea pe care trebuia să o învăț. Eu trebuia să învăț să am încredere în mine până la capăt. Să cred în mine că pot câștiga acel meci suprem, care pentru mine de mic era finala la Wimbledon, era meciul meciurilor pentru mine. Deci tu ești în meci, da? Da? Și urmează mingea de meci pe care trebuie să o câștigi cu orice preț. Este visul copilăriei tale și ești la patra finală. Da? Explică-mi ce mecanisme sunt în capul tău astfel încât tu reușești să-ți îndeplinești acest vis. Sunt, bine, asta nu e un moment acolo în care se face un click și se antrenează. Se antrenează atitudinea aia, starea aia, de învingător. Luarea deciziilor. Da, asta se antrenează. Se antrenează până devine parte din tine. Dă-mi niște exemple, că tot zici de antrenament. Dar dă-mi niște exemple clare și concrete să înțelegem și noi. Cum îți antrenezi încrederea? În primul rând, cum spuneam mai devreme, încrederea pleacă din liniște, din siguranță, din pasiune, din dragoste de sport. Deci aici asta e baza. Dacă nu ai asta, înseamnă că e altceva. Când ai pasiunea asta și joci tenis de plăcere și ca să-ți atingi potențialul tău și visul tău, automat scăpăm de stresul ăla de a nu performa. Că, până la urmă, joci pentru tine acolo. În momentele alea îți vin tot felul de gânduri. De la, știu și eu, sunt atât de aproape să câștig meciul, poate nu sunt suficient de bun să câștig finala asta, poate iar mă blochez, iar mă nec pe finale, adică îți vin o grămadă de gânduri. Prin antrenament, și la antrenament mă refer la controlarea gândurilor, la controlarea respirației, controlarea atitudinii, a stării tale. Deci totul pleacă din tine. Tu creezi starea, tu creezi atitudinea, tu creezi jocul. Controlarea gândurilor. Da, adică tu controlezi și spui, folosești cuvinte învingătoare, cuvinte de acțiune. În momentul meciului, da, atunci, pe loc? Tot, dar nu în până și până toată experiența. Asta devine parte din viața ta. Tu nu îl lași doar pentru meci. Tu așa trăiești. Tu spui lucruri pozitive, tu spui lucruri înălțătoare, nu ai un vocabular de nu pot, sunt slab, mi-e frică. Efectiv, le scoți din vocabularul tău. Le scoți. Tău. Mai ales în contextul ăla în care tu cauți și urmărești să câștigi o finală de Grand Slam. Tu trebuie să fii, din punctul de vedere, stâncă. Deci toate gândurile tale, toată energia ta trebuie să fie de acolo, de învingător, până la modul la care tu aproape ai trăit experiența aia. Deci aia înseamnă încrederea absolută. Tu să trăiești victoria înainte să se întâmple. Deci să trăiești așa. Și marele câștig nu e neapărat trofeul. E starea. Este starea în care tu trăiești în toată experiența asta. Ok, tu iei trofeu, câștigi trofeu sau poate nu-l câștigi, că și ăla joacă, și ăla e bun, și ăla e, crede în el, și ăla are... Dar prin faptul că tu ai trăit toată experiența asta așa, tu trăiești într-o stare pozitivă, de bine, de campion, de campion jucător și de om campion. Și atunci, mai citești comentariile care se fac despre tine, despre jocul tău, despre tenis, despre Simona Halep, că ai văzut, românii se pricep la tenis, toți, da. Și la politică, și la fotbal, aproape la orice. Mai citești comentarii pe Facebook, comentarii pe Instagram, comentarii în presă, analize? Nu.
Dacă vorbim de comentariile jurnaliștilor sportivi specializați pe tenis, care scriu un articol, fac o analiză a unui meci, a unui joc, acolo sunt interesați să citesc. Indiferent dacă e o laudă sau o critică sau ce, citesc ca să pot învăța și eu din acel articol. O analiză a unei păreri din exterior. Okay. Dar sunt foarte puțini oameni de acest gen care scriu acolo și atunci... Dă-mi niște exemple. Un. Pe cine îl citești? Din România? Nu, în România nu citesc multă presă. Nu citesc aproape deloc. Deci nu... Dar aș citi o analiză a domnului Țiriac. Aș citi o analiză a Florin Segărceanu, Adrian Marcu, George Cossack. Există un motiv pentru care nu citești presa din România? Poți să ne-l expui? Nu, dar nu... Nu caut informație acolo. Cum am spus mai devreme, vreau să citesc știri constructive sau analize constructive, foarte obiective. Și dacă nu găsesc asta, nu rezonez și nu mai citesc. Punct. Și am... În turul nostru internațional, prin turnee și prin conferințele de presă, sunt jurnaliști de tenis de ani de zile care nu numai că cunosc tenisul, cunosc jucătorii, te cunosc pe tine personal, te-au urmărit cum te-ai dezvoltat, cunosc echipa ta, adică spun, știu ce se întâmplă cu tine și îți pot pune întrebări despre ce se întâmplă cu tine. Pentru asta e nevoie de implicare, e nevoie de timp petrecut acolo, de implicare. Noi nu avem jurnaliști care merg regulat la turnee de tenis să vadă acolo ce se întâmplă săptămâna asta cu Horia și cu Jules. Au câștigat aici. Ce s-a întâmplat săptămâna asta? V-am văzut la antrenament, erați mai așa, a venit cineva nou în echipă, ce se întâmplă, care e chimia acolo, sau n-ați câștigat, știi? Și să vină să te întrebe cum te simți, nu se discută doar despre, ok, care sunt planurile tale, acum, care e programul de turnee, ați pierdut, e nasol, ați câștigat, bravo, felicitări, sunteți cei mai tari, că cumva fac diferența și câteodată nu mai aleg. Adică aleg să îmi petrec și eu timpul și să-mi duc energia acolo unde simt. Ok. Mulțumesc foarte mult pentru interviul acesta. Cu drag. Mulțumesc de invitație.